Salut, bine ai venit la podcastul Bani vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 1. Astăzi vorbim despre cum economisim bani. Andreea, cum economisim noi bani? Folosim un program gratuit CashBase, în care ținem evidența cheltuielilor și a veniturilor noastre. Crezi că crezi că trebuie să plă, plătească oamenii pentru software sau educație financiară înainte să înceapă să pună bani deoparte? Nu, nu este nea... bine, noi folosim uh, un program uh, un program uh, pe site, însă poți ține evidența cheltuielilor și a banilor și uh, pe hârtie, dacă pentru alții ar fi mai ușor uh, în stilul acesta. Mie, mi-e mult mai comod să fie online pentru că uneori se întâmplă la muncă să mă întreb câți bani am cheltuit luna trecută și să văd dacă efectiv ne putem permite să cumpărăm ceva luna asta, deci mie mi-e mai comod să fie ceva online Bun, deci... Sigur e mai ușor online deoarece îți poate face calculele uh, direct ce îți face și o, un grafic al cheltuilor și uh, Veniturilor, pe când manual, pe hârtie, ar fi mai dificil să-ți evidența, poate mai pierzi din hârtie. Ok, sistemul funcționează practic pe două direcții. Odată păstrăm toate bonurile și facturile ca să știm ce date să introducem în sistem online, și apoi în sistemul online, care se numește cash base, introducem atât veniturile noastre din salarii. Ci veniturile din uh, alte activități pe care le desfășurăm uh, în plus, și partea de cheltuiel care, în cazul nostru, cred că este cea mai consistentă, ca număr, nu neapărat ca valoare uh, în fiecare lună. Ai spus ceva mai devreme de niște grafice. Ce spunem, unul, două, trei lucruri sau un lucru mai important pe care l-am descoperit noi din aceste grafice? Din aceste grafice ne-am ne dat, ne dat seama pe ce anume. Uh, cheltuim uh, mai mulți bani? Ne-am dat seama că o mare parte din sume se duceau pe lucruri nu neapărat necesare, dar pe care le puteam evita. Gen, ne-am luat mai multe perechi de pantaloni într-o lună decât trebuia, junk food, pentru că puneam cheltuielile pe categorie. Asta mi se pare un lucru, alt, impor, lucru important de ținut în minte. Nu mi este de ajuns să introducem sau să introduceți cheltuielile pur și simplu și atât, pentru că ele sunt în niște categorii. Este bine să știți că ați dat luna asta mai mult pentru transport sau pentru călătorit dacă ați mers în concediu și că luna viitoare nu se va mai întâmpla asta. În același timp este important de știut că rămășițele sau locurile foarte mici, mărunțișurile, pot să se adune în timp. Bun, pe, și acum suntem în situația în care pe lângă datele pe care le introducem în acest sistem avem date de peste, aș zice, 2 ani de zile, am început să vedem anumite uh, patternuri, anumite uh, obiceiuri pe care noi le avem, care ne duc fie la un consum mai mare, fie la un consum poate nedecesar sau nedirecționat corect. Uh, poți să ne spui ce am făcut sau ce am observat? Păi am observat că atunci când consumam mai mult junk food aveam tendința să dăm și pe medicamente mai mult că răceam sau ne îmbonaveam Ce am mai observat? Întotdeauna lucrurile legate de cheltuieli erau, erau, lucruri rele sau, de exemplu, lunile în care erau lung cu mai mult junk food pentru că stăteam mai mult înăuntru pentru că nu vreau să cheltuim foarte mulți bani ca să ieșim în oraș și în același timp stăteam înăuntru și lucram mai mult. Deci cumva avem și cheltuieli mai mari și venituri mai mari. Da, Legat de supermarketurile la care mergeam, faptul că anumite supermarketuri, în opinia asta, favorizau, ce puțin pentru noi, achiziția de junk food, de exemplu? Într uh, nu, știu, nu mai țin minte dacă la început uh, mergeam cu lista de cumpărături la magazin? Odată ce am început să facem lista de acasă, ne-a fost mai ușor să nu adăugăm prea multe lucruri de care nu aveam nevoie. Și asta ar putea contribui la a economisi bani pe care nu-i nevoie să-i dai pe lucruri care nu ți sunt necesare. Am mai observat și că atunci când aveam bani cash cu noi, aveam tendința să îi cheltuim. Faptul că erau imobilizați în, să zicem, imobilizați în cont nou, în cazul nostru ne-a fost mai ușor să, să nu cheltuim atât de mult. Da, în principal asta ca și, ca și sfat, ca și tehnică, tehnică tu primai uh, banii cash sau primai toți banii cash și apoi îi transferai pe card, ceea ce era un pic mai ușor și pentru bine, mă rog, și pentru noi să ne dăm seama de câți bani avem în total pentru că ne uitam la 2 extrase de conci atât, nu stăteam să numărăm bagnote în fiecare zi și asta pe de-o parte și pe de altă parte, într-adevăr, faptul că aveam banii online pentru mine cel puțin faptul că de obicei scoteam bani ca să mergem la supermarket, mergeam cu banii cât de cât fix sau știam cam cât vreți să, să cheltuim într-o zi sau într-o săptămână sau într-o lună, făcea un pic mai, mai greu sau mai, da, mai, mai, greu să, să cheltuim bani. Nu este un sistem perfect pentru că cu siguranță mai sunt scăpări. Bun, deci avem un control mai bun asupra informațiilor legate de finanțe. Știm cam pe unde se duc banii, știm de unde ne vin, care este pasul următor? Practic nu este de ajuns să știm ce se întâmplă cu banii, cum economisim efectiv? Ce, -am, ce pași am luat? În ceea ce privește pauzele de masă pe care le luam, în cazul meu am observat că mi-e mai ușor să vin cu pachetul de acasă. E mai practic, știi tot timpul că îl ai la tine și ți-e mai ușor să scoți din geantă decât să te duci până la magazin. Acolo ai mai multe posibilități de a cumpăra mâncare care nu chiar îți ține de foame și nu e chiar atât de sănătoasă. Ok, a reduce cheltuielile este una, dar mai specific ce am făcut clar pași pentru a pune bani deoparte. Pe lângă da. conturile principale, tu-ți-ai făcut un cont la ING și ne-am dat seama cât de ușor este să da. facem un cont de economii. Da, am făcut contul de economii. La început credeam că da, e, o să fie mai uh, dificil, dar totul era la cum ar veni o reclamă la un click distanță. E, e, un, sistem, e un sistem cu două tăișuri, pentru că, pe de-o parte, este foarte ușor să uh, intre bani în, uh, în contul de economii, pe de-altă parte, este la fel de ușor să și iasă de acolo. Au fost situații în când uh, s-au mai întârziat din salarii, sau au mai trebuit să avem alte cheltuieli nunți, nu știu, alte urgențe medicale și mai departe și uh, trebuia să luăm bani undeva Încercăm pe cât posibil să returnăm banii acolo, astfel încât să nu scadă, practic, suma din contul de economii. Bun. Avem în acest moment vreun sistem în care ni se ia în mod automat din contul, conturile principale în contul de economii, de exemplu? Nu, deocamdată nu. Punem deoparte după ce am plătit tot ce era de plătit, după ce am stabilit de câți bani am avea nevoie pentru a ne descurca pe luna respectivă și știind toate lucrurile acestea ne dăm seama ce bani ar fi în plus și pe aceea îi punem în contul de economii. Cred că acum, practic, pașii pentru noi au fost, ne-am dat seama care au fost informațiile legate de finanțe, ce cheltuim, unde cheltuim Apoi am deschis acest cont de economii, este de la ING, este absolut gratuit, dacă nu mă înșel, astfel încât nu riscăm să pierdem bani de la lună la lună dacă nu mai introducem bani. Pe lângă asta am început să mai facem și alte lucruri în plus ca să ne creștem veniturile, ca să avem mai mulți bani pe care să-i punem uh, în acest cont de economii, și acum suntem în situația în care vrem să ne planificăm o lună de cheltuieli, în principal cele de mâncare sunt cele mai complicate sau uh, cele care consumă cele cea mai multă parte din venituri, și suntem la nivelul la care vrem să planificăm aceste cheltuieli astfel încât să nu ne ia prin surprindere, să nu fie mai mult decât ne dorim și să putem să economisim în continuare. Alte sfaturi, alte idei despre cum economisim noi? După cum spunea și Sorin, utilizând cash, cash base, ne-am dat seama care, care în, în ce zone se duc cele mai multe, cele mai multe sume de bani. Și am început să le analizăm dacă într-adevăr merită să păstrăm acea sursă de pierdere a banilor, să spunem. Când vine vorba despre unde locuim, ne-am dat seama că nu putem opri în totalitate banii pe care îi dăm pe chirie. Deoarece aceasta faptul că suntem într-o într locuință fără colegi de apartament, ne ajută să fim mai concentrați pe, pe munca pe care o facem și astfel ne, aj ne ajută pe noi și să ne dezvoltăm profesional, dar și să găsim alte metode de a produce venituri, dar, de exemplu, ne-am dat seama că nu avem nevoie de o sursă de distragere a atenției, cum ar fi un abonament la. Am avut, am avut abonament la Netflix pe la care l-am anulat. Da. Foarte multe dintre cheltuielile pe care le avem încercăm să le reducem, mai ales dacă sunt la nivel lunar, pentru că, în timp, se adună la niște sume mai mari decât credem, credeți. Recent ce-am mai făcut a fost să combin, practic am, am renunțat la, am transformat abonamentul, am portat de pe Vodafone pe Digimobil și astfel de la undeva la 15 ori am, am, am ajuns să plătesc undeva la 5, oricum eram cu, pe, Digi, pe RDS cu internetul și Andrei era tot pe Digi cu telefonia, așa că nu avea sens și la o sumă mai mică aveam mai multe beneficii. Altceva în încheiere? În încheiere am putea să facem o, o prezentare pe scurt a tot ce am discutat. Deci, pentru a economisi trebuie să-ți dai seama care sunt sursele tale de venit, care sunt sursele tale de unde se duc banii, așa, iar după ce uh, afli aceste două lucruri, trebuie să-ți dai seama dacă într-adevăr Merită să dai banii pe anumite lucruri și să-ți dai seama, să, să, să găsești, nu cred că am discutat despre faptul că ceea ce te ajută să economisești e și să găsești un scop pentru a economisi. Pasul numărul 2 după ce ai aflat toate lucrurile astea este să începi efectiv pasul numărul 3 este să-ți veniturile astfel încât să ai cât, de mult să, uh, cât mai mult să economisești, iar în continuare să te ții de uh, toată treaba asta. Acesta a fost episodul numărul 1 din podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim data viitoare!